Bine v-am regăsit! Am observat că multe idei greșite despre unele fenomene fizice pleacă de la neînțelegerea corectă a două noțiuni fundamentale din fizică, și anume forța și energia. Mai precis, există destul de larg răspândită concepția că existența unei forțe presupune un aport de energie. Altfel spus, că pentru a întreține o forță trebuie să folosim o sursă de energie. Și de asemenea că putem produce energie dacă avem forțe. Adică, într-un fel, putem transforma forțele în energie și invers. În primul rând, trebuie spus, după cum veți vedea, că cele două mărimi fizice sunt foarte diferite. Forța este măsura unei interacțiuni. Iar interacțiunea, așa cum îi spune și numele, este posibilitatea corpurilor de a acționa unele asupra altora, de a se influența reciproc. Interacțiunea este cel mai important fenomen din fizică. De fapt, s-ar putea spune că fizica studiază interacțiunile, pentru că orice fenomen fizic este rezultatul unei interacțiuni sau presupune o interacțiune inițială pentru a exista. Universul însuși există datorită faptului că există interacțiuni. Așa cum am spus și cu alte ocazii, toate interacțiunile fizice pe care le cunoaștem pot fi reduse la 4 interacțiuni fundamentale. Dacă vreți să știți mai multe despre asta, vă rog să accesați videoclipul Teoria Întregului. Ca de obicei, găsiți link-urile pentru materialele pe care le menționez în descriere. Conform mecanicii cuantice, forțele apar printr-un schimb de particule numite bozoni intermediari. De unul dintre acești bozoni ați auzit cu siguranță, fotonul. Fotonul intermediază interacțiunile electromagnetice. Forțele electromagnetice apar printr-un schimb de fotoni. Dar e mai ușor să vorbim despre câmpuri. Teoria cuantică a câmpului ne arată că toate particulele, fie că alcătuiesc substanța, caz în care se numesc fermioni, fie că alcătuiesc ceea ce numim câmpuri, caz în care se numesc bozoni, sunt în esență excitații ale unor câmpuri, pachete de unde care se propagă prin câmpurile fundamentale. Așa că, deocamdată, e bine să reținem că orice forță are la bază interacțiunile fundamentale și se realizează prin câmpuri. Să începem cu forțele magnetice și electrice, deoarece acestea sunt cele pe care le putem observa cel mai ușor în mod direct. Vă rog să priviți acest magnet legat cu ață, care stă în aer, deoarece este atras de alt magnet, magnetul de sus. De fapt, sus sunt mai mulți magneți, dar ei se comportă ca un singur magnet pentru ceea ce ne interesează pe noi azi. Foarte mulți cred că această interacțiune, care face ca magnetul să nu cadă, îl ține, are nevoie de energie. Că trebuie să vină energie de undeva ca să întrețină această forță. Sau că magneții sunt sursa acestei energii. Chiar magneții. Dar atenție! Nici magnetul de sus nu cade, nu? De fapt, v-am spus, aici sunt mai mulți magneți, dar deocamdată nu ne interesează asta. Ei, ni se spune, e normal să nu cadă, deoarece sunt ținuți de carton. Se sprijină pe carton, sunt în contact cu cartonul. Așa este, dar știți ce este cartonul și de altfel orice substanță? Știți, bineînțeles, este un grup enorm de molecule care nu se ating unele pe altele. Se țin unele de altele prin niște forțe, forțe electrice, și între molecule nu există nimic ce am putea vedea, exact așa cum este și în cazul câmpului magnetic dintre cei doi magneți. Dar cred că acest lucru merită o scurtă explicație. Orice corp este alcătuit din particule, care pot fi molecule, atomi sau ioni. Deoarece cele mai multe substanțe sunt alcătuite din molecule, în continuare voi vorbi doar despre molecule, dar tot ceea ce voi spune este adevărat și în cazul corpurilor alcătuite din atomi, cum ar fi grafitul,
diamantul sau a corpurilor alcătuite din ioni, metalele, de pildă. Moleculele au câmpuri electrice în jurul lor care duc la apariția unor forțe între ele, unele de atracție, altele de respingere. Aceste forțe le fac să stea la o anumită distanță unele de altele, așa cum vedeți în acest desen. Există, deci, o distanță de echilibru la care forțele de atracție sunt egale cu forțele de respingere. În acest desen avem o distribuție regulată a moleculelor, adică avem o rețea cristalină. Dar există și corpuri solide amorfe, adică corpuri solide în care moleculele sunt distribuite neuniform, așa cum vedeți în acest desen. De pildă, în cazul cartonului, avem o astfel de structură amorfă în care găsim tot felul de molecule diferite. Atenție, aceste modele sunt ultra simplificate, ne ajută doar să facem diferența între o structură ordonată și una amorfă și atât. Dacă distanța dintre molecule crește atunci când încercăm să întindem un corp, atunci forțele de atracție dintre molecule devin mai puternice decât forțele de respingere și rezultatul este acela că moleculele se atrag și corpul din care fac parte poate să tragă un alt corp, să se opună forțelor care încearcă să-l întindă. Dacă distanța dintre molecule scade, atunci când încercăm să comprimăm un corp, forțele de respingere dintre molecule devin mai mari decât cele de atracție, iar rezultatul este acela că moleculele se resping și corpul din care fac parte poate împinge un alt corp. Acum să vedem cum apare câmpul magnetic din jurul magneților. Ionii de fier, nichel sau cobalt din aliajul numit nu prea inspirat neodim, am vorbit despre asta în videoclipul Motorul Magnetic, au fiecare un mic câmp magnetic. Chiar și într-o bucată de fier, ionii de fier au fiecare un mic câmp magnetic. Numai că aceste câmpuri magnetice sunt orientate haotic în toate direcțiile. Și de aceea rezultanta lor în afara fierului, sau în general a viitorului magnet, este zero. Dar aceste câmpuri există și dacă fierul nu este magnetizat. Când magnetizăm acum un material, îl supunem unui câmp magnetic care aliniază câmpurile magnetice ale ionilor din metalul respectiv, din aliajul respectiv, și atunci aceste câmpuri se suprapun și formează un singur câmp magnetic atât de puternic încât el iese în afara materialului. Deci câmpul magnetic al unui magnet este rezultatul suprapunerii a miliarde de câmpuri magnetice foarte slabe ale ionilor din material. Și acum să revenim la montajul nostru. Greutatea magnetului de jos este echilibrată de forța cu care este atras de magnetul de sus. Dar această forță, așa cum v-am spus, este rezultatul suprapunerii a miliarde de miliarde de câmpuri magnetice ale ionilor din magneți. Magnetul de sus se sprijină pe carton, dar niciun ion din el nu atinge vreo moleculă de carton. Între aceste particule avem doar forțe, forțe electrice. Aceste miliarde de miliarde de forțe electrice foarte slabe, dar multe, țin magnetul de sus, echilibrează greutatea lui. Deci magnetul de sus este ținut să nu cadă tot prin câmpuri. Adică din acest punct de vedere, în același fel ca magnetul de jos. Diferența este că în loc de forțe magnetice, aici avem forțe electrice, și că în loc să avem un câmp care iese la distanță din material, avem miliarde și miliarde de câmpuri electrice slabe, care fac moleculele de carton să țină ionii din magnetul de sus. Și aceste forțe nu ies decât la distanțe extrem de mici din material. Deci, distanță există nu numai între magnetul de jos și magnetul de sus. Există și între magnetul de sus și carton, doar că e mult mai mică. Dar ambele interacțiuni au loc prin câmpuri. De fapt, orice interacțiune are loc prin câmpuri.
Și atunci, oare de ce nu susține nimeni că pentru ca un corp, carton, lemn, plastic, n-are importanță, să țină un obiect, trebuie o sursă de energie, sau că însăși cartonul, lemnul sau plasticul sunt surse de energie, în schimb, mulți cred că magneții sunt sursă de energie. Cred că motivul este evident dacă priviți acest montaj, deoarece în cazul magneților putem observa că interacțiunea se produce la distanță, adică printr-un câmp, în timp ce în alte situații, cum ar fi forța dintre magnetul de sus și carton, avem impresia că interacțiunea este de contact. Ei bine, nu există contact. Am vorbit despre acest lucru în materialul care are titlul chiar Contact. Toate interacțiunile au la bază câmpuri, adică se produc la distanță. Când spunem că atingem ceva, ceea ce simțim este rezultatul a miliarde și miliarde de forțe care apar între moleculele din mâna noastră și cele din corpul pe care îl atingem. Forțe, asta simțim. Între o carte și suprafața pe care stă sunt forțe electrice care țin cartea. Cartea plutește. Atomii ei nu ating atomii de sub ea. Și așa cum nu este nevoie de energie pentru a ține cartea, nu este nevoie de energie nici pentru ca un câmp magnetic să atragă sau să respingă un corp, un magnet sau un material feromagnetic. În amândouă cazurile avem interacțiuni prin câmpuri. Și acest lucru este, așa cum am spus, adevărat pentru orice forță. Nici forțele nucleare nu presupun contact. Și aceste interacțiuni se produc tot prin câmpuri. Și în final ajungem la gravitație. Deoarece în cazul acestei forțe este evident faptul că interacțiunea se face la distanță. Nu văd nimic între această carte și Pământ, dar simt că este atrasă. Și în cazul gravitației avem aceeași concepție greșită ca în cazul magnetismului, și anume că este nevoie de o sursă de energie pentru ca forțele gravitaționale să existe. Dar nici în cazul gravitației acest lucru nu este adevărat. În ultima parte a acestui material vreau să vă arăt că mai există ceva ce duce la concepția greșită că forțele sunt sursă de energie. Este vorba despre ceea ce numim energie potențială. În mecanică, energia este capacitatea unui sistem de a efectua lucru mecanic. Iar lucru mecanic se efectuează atunci când se deplasează o forță. Nu oricum, dar deocamdată asta nu e important. Ați observat ceva, în schimb, important? Lucru mecanic se efectuează atunci când se deplasează o forță și avem nevoie de energie ca să efectuăm lucru mecanic. Dar, încă o dată spun, pentru că e foarte important, lucru mecanic se efectuează doar dacă se deplasează o forță. Nu ajunge să existe o forță. Trebuie energie doar ca să deplasăm forța, nu trebuie energie ca să existe forța. Ce este energia potențială? Energia potențială este întotdeauna legată de forțe. Apare datorită forțelor. Când asupra corpurilor acționează forțe, corpurile pot efectua lucru mecanic, deci au energie. Vi se pare că mă contrazic acum, așa-i? Așteptați un pic. Un corp aflat la o anumită înălțime poate efectua lucru mecanic, cum ar fi ridicarea unui alt corp mai ușor, dacă legăm cele două corpuri cu ață pe care o trecem peste un scripete. Atunci corpul mai greu, care se găsea la o anumită înălțime, când coboară, îl ridică pe celălalt. Deplasează greutatea acestui corp mai ușor, deci efectuează lucru mecanic, deci corpul mai greu avea energie. Corpurile aflate, deci, la o anumită înălțime au energie potențială gravitațională pentru că asupra lor acționează forța cu care le atrage Pământul, adică au greutate. E adevărat, dar, atenție, sursa acestei energii nu este greutatea. Pentru ca un corp să fie la o anumită înălțime, trebuie dus acolo. Ca să ridicăm un corp,
trebuie să folosim energie. La fel ca să îndepărtăm doi magneți care se atrag, trebuie să folosim energie. Dar asta se întâmplă nu pentru că trebuie să lucrăm contra altei surse de energie, ci pentru că efectuăm lucru mecanic. Și dacă efectuăm lucru mecanic, mărim energia sistemului, energia potențială a sistemului asupra căruia acționăm. De pildă, dacă ridic un corp, atunci măresc energia potențială a corpului respectiv. Când ridic corpul, efectez lucru mecanic, dând energie sistemului corp-pământ. Eu dau această energie. Și aceasta este, după ce am ridicat corpul, ceea ce numim energie potențială a sistemului corp-pământ. Deci sistemul are energie pentru că a primit energie din exterior. El nu face decât să stocheze, să înmagazineze energia pe care a primit-o cu ajutorul unor forțe. În cazul corpului ridicat, cu ajutorul forțelor gravitaționale. Știu sigur că unii nu înțeleg lucrurile pe care tocmai le-am spus, pentru că primesc în comentarii întrebări care demonstrează aceasta. De pildă, odată cineva m-a întrebat cum îmi explic că deși hidrocentralele folosesc energia potențială gravitațională a apei din lacurile de acumulare, deci energia potențială gravitațională a sistemului apă-pământ, nu scade forța cu care pământul atrage corpurile. Cel care a întrebat acest lucru a uitat că apa trebuie ridicată întâi ca să ajungă în lacul de acumulare. Și acest lucru nu îl face gravitația, îl face soarele. Sursa de energie a hidrocentralelor este soarele. Soarele evaporă apa din mări și oceane și tot energia care vine de la soare încălzește aerul, produce curenți ascendenți care ridică vaporii de apă, care cu ajutorul vânturilor ajung apoi deasupra continentului, apare ploaia, apa ajunge în râuri și în acest fel ajunge în lacul de acumulare. Forțele gravitaționale doar înmagazinează energia pe care apa a primit-o de la soare ca să se ridice. Nu sunt sursa energiei pe care o transformăm în energie electrică. În concluzie, forțele nu sunt surse de energie. Faptul că avem o forță nu înseamnă că avem o sursă de energie. Ceea ce pot face forțele este doar să permită înmagazinarea energiei sub formă de energie potențială. Trebuie să efectuăm întâi lucru mecanic pentru ca forțele să ne dea apoi energie. De pildă, dacă avem un resort într-un pistol jucărie, putem să-l comprimăm și resortul înmagazinează energia pe care i-am dat-o atunci când l-am comprimat. Și când vrem, putem să tragem cu pistolul. Dar apoi, dacă vrem din nou energie de la resort, trebuie să-l comprimăm din nou. Adică trebuie din nou să dăm energie. Forțele nu pot decât să înmagazineze energia, nu pot să o producă. Dar dacă forțele nu sunt o sursă de energie, cine sau ce poate fi sursă de energie? Doar o altă formă de energie. Energie se poate obține doar din energie. O sursă de energie este tot energie. Putem doar transforma tot felul de energie din unele în altele, dar nu putem nici produce și nici consuma energie. Asta ne spune legea conservării energiei. Dacă ați crezut că forțele au nevoie de o sursă de energie ca să existe, sau că putem produce energie dacă avem forțe, atunci lumea nu este cum credeți. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!